Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat marți că se vor impune noi restricții pentru a combate extinderea pandemiei de coronavirus. Șeful statului a mai precizat și că se va face apel la armată pentru respectarea noilor restricții ce vor fi impuse. De asemenea, restricții speciale vor fi impuse persoanelor vârstnice. Tocmai am încheiat o ședință de lucru pe care am convocat-o. Au participat împreună cu mine prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul de interne, ministrul sănătății și ministrul apărării. Împreună am evaluat situația care, după cum știm cu toții, devine din ce în ce mai complexă, situația creată evident de epidemia de coronavirus. Am discutat împreună măsurile suplimentare care se cer luate în această perioadă și pot să vă spun în acest moment că am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a fi în situația să îngrădim, să încetinim răspândirea infecției. Astfel, se vor introduce noi restricții de circulație și noi restricții pentru români, în sensul că ce a fost până acum o recomandare devine o obligație, după principiul stăm acasă. Evident că oamenii pot ieși ca să meargă la serviciu și să se întoarcă de la serviciu, să iasă, să-și facă cumpărăturile absolut necesare de alimente de pe o zi pe alta. Însă aceste restricții devin obligații. Am convenit totodată ca în această perioadă să pregătim pentru persoanele care sunt în carantină sau în izolare măsuri de supraveghere electronică, fiindcă este absolută nevoie ca aceste măsuri să fie respectate integral. În afară de aceste chestiuni, am convenit să folosim și armata pentru a gestiona mai bine situațiile create în teren. În acest fel, armata va pune la dispoziție personal care va veni să suplimenteze forțele de ordine publică, jandarmerie și poliție. Un punct foarte special, țin neapărat să-l mai menționez, persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele peste 65 de ani. Este evident că avem nevoie de măsuri speciale, dar și de restricții speciale. Și astfel, pentru a proteja persoanele peste 65 de ani, pentru aceste persoane se vor introduce restricții speciale, în sensul că vor trebui, în interesul lor propriu, să stea practic tot timpul acasă. Am discutat și alte măsuri care se cer luate, fie prin ordonanțe de urgență ale Guvernului, fie prin hotărâri ale Guvernului, fie prin ordine militare. Aceste restricții pe care tocmai le-am menționat vor fi prelucrate în cursul zilei de astăzi într-o ordonanță militară, ordonanță militară care se va finaliza până la sfârșitul acestei zile și restricțiile, dragi români, vor intra în vigoare începând de mâine. Detalii suplimentare legate de aceste măsuri vă vom oferi în viitoarele jurnale de știri.